cel mai mare festival pentru copii și adolescenți din țară, Mamaia Copiilor, a ajuns la cea de-a 14-a ediție. Preselecția a debutat la începutul lunii februarie în 8 orașe din întreaga țară. Pe scena festivalului, care va avea loc la Constanța, vor ajunge aproximativ 300 de concurenți. Organizatorii au satisfacția că în fiecare an reușesc să descopere noi talente de la vârste foarte fragede. Sunt implicate în acest festival toate palatele copiilor din întreaga țară. Este o manifestare, vrem să credem, a Constanței, care este foarte mare, este de anvergură, este cu o muncă enorm de mare din partea noastră. Echipa noastră e destul de micuță, suntem 4 oameni. Avem mândria, să spunem, de a descoperi foarte, foarte multe talente în România, așa cum am descoperit copii de 4 ani jumate care să apară în festival și care sunt sigur că o să fie o bucurie să-i vedem și pe unii sau pe alții să-i revedem. Alături de soliști, pe scenă vor fi prezenți și copiii care vor asigura corul festivalului. Membrii palatelor copiilor din București și Cluj-Napoca, dar și alte trupe care vor asigura o coreografie tematică. La preselecția care a avut loc la Constanța pentru secțiunea soliști s-au prezentat aproximativ 40 de concurenți, dintre care doar 2 au reușit să ajungă în finală. Alături de ei s-a calificat și grupul Armonia din Ovidiu, care va participa la categoria show. Din juriu vor face parte Smaranda Oțeanu, directorul operei comice din București, celebra soprană Felicia Filip, basistul formației Holograf, compozitorul Marcel Dragomir, dar și reprezentanții Ministerului Culturii și Educației. Spectacolul va avea loc în luna iulie.